vești bune pentru sălășenii care vor să apeleze în această perioadă la serviciile Registrului Auto Român. Registrul Auto Român va avea program normal de lucru în toate reprezentanțele sale din București și din țară pe 24 și 31 decembrie anul curent. Din respect pentru clienții săi, Registrul Auto Român va presta toate activitățile clienților care au programări pe 24 și pe 31 decembrie, astfel încât activitatea și programările să nu aibă de suferit. În 2015, Registrul Auto Român își va relua activitatea pe 5 ianuarie.